În porturile de la Malul Mării se aflau în această dimineață 28 de nave fără operațiuni portoare. 19 dintre acestea erau în portul Constanța, 7 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Cele mai multe necesită reparații. De asemenea, la avizări, marți erau 10 nave, 8 pentru portul Constanța, una pentru portul Midia și tot una pentru portul Mangalia. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, pe 22 martie, 45 de nave erau sub operare, 40 se aflau în portul Constanța, 3 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Galia. Acestea aveau de încărcat sau descărcat în mare parte fier vechi, containere cereale, îngrășăminte sau laminate. În rada portului Constanța se aflau marți dimineață în nouă nave. Dintre acestea, cinci așteptau pentru operare, iar patru nu aveau operațiuni portoare.